25 februarie, ultimul pom pe care o să-l taie Mica Livadă și pentru că este ultimul pom, structura am format-o în clipurile trecute, ați văzut clipurile cu acest tenlei, el a stat ca eșanchion al tăierilor prunilor în Mica Livadă. Se vede, cred că de acolo, cum s-au dezvoltat formațiunile de rod. Aici nu am de făcut, fiind Stanley, fiind un soi foarte bun, foarte productiv, după o anumită perioadă se oprește din creștere și dezvoltă foarte mulți muguri de rod. Pentru care și anul trecut și acum 2 ani nu am făcut altceva decât să reduc rodul, să mai tai anumite ramuri care mi s-au părut epuizate și ne la locul lor. Marea majoritate spun că dezvoltă lăstari la comi. După cum vedeți, doar exterioarele sunt cu lăstari la comi și astea nu o să le reduc definitiv, o să tai cu transfer de fiecare dată. Mai e un lăstar, dar nici acela nu este la comi, pentru că pe lăstarii la comi se formează doar muguri vegetativi. În mare parte, în restul coroanei, sunt numai lăstari, să zicem, aceia care trebuia să fie lacomi, dar sunt miști. În fiecare an, pe lăstarii respectiv miști, cum avem și în zona asta, avem deja două prune în această formațiune de muguri și unul vegetativ. Dacă l-aș lăsa anul ăsta așa, o să se facă această ramură mixtă cu o grămadă de muguri și nu va mai dezvolta creștere. Acesta a dezvoltat creștere datorită faptului că am tăiat la începuit la un cep ceva mai lung, anul trecut. Aceeași chestie o să fac și anul ăsta. O să iau și camera cealaltă, care este un telefon, și o să vin mai aproape de câte o șarpantă. De aici îmi trebuie și scară. Cam așa arată individul. Cam așa arată un lăstar lacom, e singurul pe care l-am găsit, numai cu muguri vegetativi. Ceilalți, cum ați văzut pe camera cealaltă, sunt muguri mixte. Deci aceștia și produc. Dar chiar și așa o să trebuiască să renunț la... Am zis că vin în spate, am venit în spate. Și o să începem tăierea propriu-zisă. Și avem în spate o formațiune cu muguri. Pentru că am destui, o să fac cep aici și o să-l păstrez pe ăsta la un mugure exterior din lacom, să îmi creeze iarăși alte formațiuni de rod. În bază am tăiat la cep anii trecuți. O să merg la cep. Voiam să-l fac ceva mai lung, dar m-am răzgândit aici, iar acesta, să zicem lacom, o să-l mai ciupesc în zona asta odată. Zona asta mă va încurca când voi trece pe la pompa asta. Am o pompă aici în care am sistemul de picurare și mă încurcă, mi intră noi și așa mai departe. Aici o să dau un cep pe lăstarul ăsta lacom. O să-l înlătur, pentru că sub el s-a format lăstar cu formațiuni de rod. Aici nu mai mă interesează rodul, iar în interior deja încep să răresc. Aici este uscat, încep să răresc rodul. Ăsta e avantajul, aici s-a uscat, se va degarnisi, mai degrabă vin să tai la cep acolo. Încep uscat deasupra și dacă se poate să-l tai cât de gâla în el. Sub el, acum am observat, obosită uscată, mergem să terminăm cât de cât interiorul, reducem, aici unde am tăiat cep sau și au crescut lăstari, renunț la una și dau cep la cealaltă.
În mod normal, asta ar trebui să dispară aici, dar nu o să pot să fac. Cred că am îmbelit scoarța aici. Așa, rămân formațiuni de rod. Creșterea asta care s-a dus și a înlocuit gaura. Neinteresant. Așa că o reduc la o altă formațiune de rod. Aici avem o uscătură. Mai avem ceva creșteri, dar așa, dar nu ne interesează. Reducem și mergem în sus, să vedem ce mai reducem. Mai reducem aici. A produs destul. Reducem aici. Și chiar de la inel, pentru că văd că are și ceva probleme, niște gomoze, reducem la inel. Aici normăm, aici nu mai normăm, îl reducem de tot. Mergem pe bucata asta, aceasta care dă din ea e obosită, aici este uscat. Continuăm, nu continuăm, ne oprim aici. Aici nu prea dă bine ramura asta care se duce mai mult în centru, reducem rodul. Lăsăm cep și rod acolo. Prea mult rod reducem și de aici. Aici am tăiat anul trecut și s-a uscat, așa că ne coborâm puțin cu rodul. Continuăm la etajul ăsta. Ia să vedem ce putem face aici. Avem o problemă. Gomoză de la monilioză. Gomoză pe partea asta la altă de la monilioză. Lăstarul ăsta nu deranjează atât de mult. Putem să lăsăm acolo, dar asta vine către exterior. Și ar concura și bașca, că deasupra avem o altă ramură care îi ține umbră, dar ajungem și acolo și reducem și la ea. Și după care din ea pleacă acest lăstar. Fiind pe potecă, o să mă încurce pe aici pe viitor. Așa că o să reduc la un mugure de rod. Lăstarul ăsta momentan nu mă încurcă, e firav, așa că îl las. Sus acolo, ar trebui și o să fac momentan cu camera câteva tăieri, dar trebuie scară. O să reduc aici, să las chestia asta să se dezvolte, lăstarul ăsta. Să las lăstarul ăsta să se dezvolte natural, fără să-l mai ciupesc, pentru că nu mai vreau creșteri la el. În partea asta la altă, pentru că am dat cepul anul trecut, am scurtat-o lăstarul ăsta la cep mai lung. S-au format muguri de rod la bază și păstrez din bază rodul. După care avem rod pe interior, pe spate, cum ar veni, pe burtă, cum zice Lucian. Așa și aici. Fac o reducție acolo și în partea asta la altă chiar îmi trebuie scară, nu mai pot să mai tai. Mergem pe șarpanta asta de unde practic am lăsat să pornească 3 din bază, pentru că n-aveam de ce să mă leg la momentul ăla, am plecat cu 3 șarpante. Deși aici unghiul nu prea este ok, dar a mers. Nu am avut de ce să mă leg la momentul ăla. Aici ramură ruptă din rod, putem să tăiem la inele data asta, ce este în interior. Pe asta putem să o lăsăm să mai producă, dar o reducem puțin. Pe asta în interior, la cât rod avem aici, măcar să ducă tot, dacă scapă de viespea neagră. La fel se întâmplă și aici. O să o scurtez și pe asta. Iarăși avem în interior o grămadă de muguri de rod. Renunțăm la ei, după care ajungem aici. Aș putea și aici să-i dau un cep, să-mi dea din stipelarea aia alți lăstari noi
pentru că după cum se vede deja începe să obosească lăstariștea scurs. Asta e obosit aproape de tot, face doar pe vârf, așa că îl tai la cepa acolo. Aici ar trebui să normez rodul. Aici la fel. Aici la fel. După care vin pe exterior unde ajunge lumina ceva mai puțin. Pentru că deasupra am o altă ramură care o umbrește. Fac câțiva cepi. Și o las pe asta puțin mai lungă, dar o cepesc la un mugure exterior ca să prindă lumină, să facă procesul de fotosinteză. Următorul etaj, acesta, deja avem boburuze pe el, le-am văzut de ieri, de când am fost afumat de vecin. Reducem în zona asta, plecăm aici, mai fac un cep aici, aici pleacă lăstarul ăsta aiurea. Și ocupă spațiu degeaba și aici normez la rod. Cam așa. Aici este pe interior, avem înțănzător la el. După cum vedeți, am tăiat și un mugure care a fost dormind până anul trecut. Putem să lăsăm ramura asta, dar e degarnisită prea mult și a făcut treaba. Interior. La interior tai tot acum. Anul ăsta am din ce, are din ce să facă. Iar aici asta se duce să fie umbrită. De asta de deasupra, așa că o normez și o reduc în același timp. Ciotul la care intră în interior să trebuiască să-l tai cu foarfeca de forță sau cu fierăstrăul. Acesta are gome pe el, o să trebuiască să renunț, după care în sus o să termin la scară. Următoarea șarpantă de sub el. Astea sunt prea umbrite, așa că de anul ăsta renunț la ele. Ce iese pe exterior? Uitați, avem ramură mixtă, ramură mixtă, care ar fi trebuit să fie lacomă. Pe asta am scurtat-o de acolo. Și pe asta de aici. Lângă ea încă o ramură scurtă de rod. Intrăm pe sub șarpantă și începem să normăm. Ramură lăstar tânăr de rod. Bun. Aici, pentru că am deja rod destul de mult, renunțăm. Sub burtă sau uscat a produs. Ceata asta ar trebui eliminată de aici, dar nu pot cu mâna asta, așa că o să intervin cu fierăstrău ca să pot să tai frumos aici. Mergem mai departe, aici pot să dau un cep. Mergem mai departe, aici iarăși se bifurcă, formând încă două șarpante. Deci, din șarpante aici, la fel, conducătoarea o să o determin abia de aici încolo. Și abia acum pot să spun că pleacă șarpantele. Și avem prima șarpantă. Are conducătoare, este conducătoare, are ramificații pe lateral, la fel și asta, respectând Sfânta Treime de care tot vorbeau unii. Am scurtat-o, rămâne lider și condus. Dar revenim și începem să tăiem interioarele, indiferent dacă sunt bune sau nu. Asta e, uite cum intră pe interior, am lăsat-o de anul trecut, nu știu dacă a comentat cineva, dar a produs, nu mai e nevoie de ea. La fel și aici, interior aici, asta o mai las un an, o tai la anul, aici
mai scurtez. Mergem în sus. Avem aici monilioză, ramură cu monilioză afectată. Iar aici pot să intervin din cauza rodului, s-a rupt cărcanul ăsta. Asta s-a uscat. Așa. Și aici m-aș putea opri să o continui pe asta care cumva nu este deranjată de vreo altă ramură și rămâne să o tai de aici, să vedem dacă se și poate cu fel. Nu se poate. Când se taie, se împinge în contralamă. Și mergem în continuare. Nu mai ciupesc. Nu mai ciupesc, o să-mi dea crește. Așa, dar până în zona asta am făcut ce am făcut. De aici încolo mi-ar trebui scară. Luăm șarpanta de lângă, interioare, uscături. Hai să mai las pe asta să mai producă pe interioara noastră. Și restul tai. Aici normez, aici normez, aici normez, să îmbătrânească pasta, să renunț la anul la ea, mai departe ar merge așa. Asta crește, s-a dezvoltat pe spate, dar a plecat un lateral, așa că o să o las pasta. Asta se duce pe interior, mult, așa că renunț din punctul ăsta, mai lăsând și ceva rud aici. Am lăsat rod pe lateral și aceeași chestie, o să intervin cu scara. O să mut și camera la momentul ăla. Luăm, am terminat și șarpanta, asta o luăm pe următoarea din bază. În star la cum. Hep. Tăiem la inel aici ce este prin interior. Este pe exterior, mai lăsăm să producă. Ramură afectată de monilioză. Interior. Cepul uscat de anii trecuți. Normăm. Lateralul ăsta poate să mai producă. Mai tai și cepul ăsta uscat de anul, din anii trecuți. Aici se cam umbresc puțin lăstarii ăștia, așa că o să fac un cep aici. Să ne dea ramură scurtă, probabil la anul. Aici crește în interior, chiar dacă avem rod, renunțăm la el. A crescut pe dedesubt, dar a dezvoltat un lăstar exterior și nu se umbrește, așa că îl opresc de aici. Și nu mai fac cep că nu mai vreau creștere. Pe mai departe, o să-mi trebuiască farfeca de forță. Trebuie să renunț la bucata asta. Pentru că terminația vreau să fie a doua conducătoare. Partea asta de aici vreau să fie conducătoare și asta de se duce în sus. Conducătoarea de anul trecut, vreau să o suprim, creând astfel altă conducătoare. Dar aș putea să fac aici
tăietura asta de normare la rod, devin pe o altă ramură mixtă. Iar cu cârjita asta de aici, asta o tai, s-a epuizat, iar cu cârjita asta lăsată cu ramuri cu rod, lăsată cu rod, am mai scurtat. Mergem mai departe. Următoarea șarpantă. Tăiem ce este la interior. Aici mai lăsăm puțin rod. Pe ăsta îl tăiem de tot. Lăsând-o pe asta să mai producă puțin. Aici monilioză. Afectată de monilioză. Renunțăm de tot la ea. Aici la inel. Aici la inel. Aici la inel. Adică o să-mi dea mai mult lăstare la compă interior de data asta, că am tăiat prea mult la interioare, la inel. Dar asta o să vedeți la anul. Aici se suprapun prea multe și tăiem la inel, interiorul la inel, iar mai avem aici încă un interior iarăși la inel și de aici pleacă o subșarpantă nu foarte bună. Deci asta chiar nu e bună. În mod normal aș tăia-o din zona asta. O să fac un semn aici, pentru că nu pot cu o mână să fac treaba asta. Și o continuă. Păi ce avem aici? O ramură care se dezvoltă în interior. Să vedem dacă pot să-i dau HEP aici. După cum vedeți, nu am tăiat bine, că și contralama trebuie să fie pe ramura care se îndepărtează, practic invers ar fi trebuit să tai aici, dar nu pot cu mâna. Aici interior la inel. Și mai sus urmează să fac... Dacă pot. Hai că pot să tai la inel cu asta. Pentru că este umbrită de semi-scheletul, de semi-șarpanta asta de deasupra. Asta pleacă destul de bine, nu e deranjată, chiar nu mai fac reducția la el, dar în schimb la cea de deasupra o retez pentru a nu-i mai lăsa, pentru a lăsa soarele să ajungă la ea. În partea asta, ia să vedem dacă pot și pot. Voi tăia aici la HEP. Și avem o concurență pe partea de sus. Aceeași chestie o să fac, o să tai aici, după care mai sus o să mă descurc cu scara. Aici normăm, practic. Scurtez la ramura aia ieșită din... din schelet și am scurtat-o fiind curbată cu rod de anul trecut. Dacă era ceva mai lungă, o lăsam. Nu era problemă. Ia să încerc să termin și pe asta. Asta intră în interior. Aici în interior mai las o formațiune de muguri de rod. Aici am tăiat un cep care s-a uscat și tai din verde. Pe asta aș putea să o las, dar e umbrită de asta. Ori mai sus să delimitez conducătoarea șarpantei. Nu facem nimic decât să delimităm conducătoare la înălțimea dorită.
urmează partea cealaltă. După ce am tăiat partea asta, am constatat că asta ar trebui redusă, pentru că era umbrită de cea de deasupra, care face parte din lider, adică asta. Iar pe asta am notat-o pe parte, să o tai de aici, să nu cad, să fac mai multe clipuri. Interioarele scurtez aici, mai am un interior aici și ar trebui delimitată conducătoare. Atât. Dacă se vede de aici, dar oricum iau camera și o mut. Și acum de acolo din vârf. Las o conducătoare și va fi asta. Cu mugură exterior, ea fiind ramură mixtă, de-aia am ciupit-o. Să nu se mai crăcăneze ca vârful celălalt conducător. La aia nici nu mai mă ating la creștere, nu mai delimitez, că e perfectă. Practic, e în același, la aceeași înălțime cu ceilalți. Las că te folosesc așa. Și aici le duc la rod. Asta era în interior. Și asta e mic. Aici, când am ajuns la șarpanta asta, v-am spus că o să-mi trebuiască farfecă de forță aici. Să pot să tai interiorul. Și ramura monilizată de lângă ea. Asta a fost prunul Stanley. Să mai dau cu siguranță o să apară mai mulți profesioniști care o să aibă ceva de comentat. Vă cum știți, din poziția asta, pe celălalt pom unde este tocătorul, am jumate ca Israel și jumate Stanley. Pe aia i-am tăiat de ieri din straturi de fum. Dacă n-ați văzut clipul de anul trecut, făcusem tăierile și am încercat să-i fac ciclul la acestui prun. Din păcate s-a întâmplat ceva la laptop, nu am salvat pe celălalt hard, pierzând astfel tăierile de anul trecut. Dacă v-a plăcut acest clip, faceți ce credeți că este de cuvință. Noi ne vedem la tăierea la cachie și după tăiere urmează o altăiere tot pe el, dar ceva mai târziu. Numai bine!